Bună seara, sunt Alexandru Cristorian și suntem la Nașul TV pe urmele banilor. Astăzi, după mai multe zile de ploaie, a ieșit puțin și soarele. Și cu toate că a plouat două săptămâni și cantitățile de apă au fost extrem de mari, există o societate publică ce cumpără apă la suprapreț. E vorba de peste 1,5 milioane de lei dați pentru apă plată. Societatea Națională de Transport Gaze Naturale, Transgaz Mediaș, este o companie de stat care face afaceri cu privați și de cele mai multe ori iese în pierdere. Chiar și un banal contract de achiziție de apă necarbonată în sistem Watercooler ridică un puternic semn de întrebare asupra modalității în care sunt cheltuiți banii companiei. La începutul lunii mai, societatea Transgaz a semnat un acord cadru în valoare de 1,7 milioane de lei cu SRL-ul La Fântâna. Pentru suma menționată, Transgaz va avea asigurat necesarul de apă pentru cei aproape 5.000 de angajați timp de 4 ani. Problema cu achiziția apei de băut constă în faptul că, deși a cumpărat o cantitate impresionantă, 113.200 de bidoane, compania de stat nu a beneficiat de un preț mai scăzut decât cel existent pe piață. Dimpotrivă, Transgaz va plăti 15 lei bidonul, în timp ce prețul pe piața liberă variază între 11 și 12 lei. În plus, Transgaz a organizat și o licitație pentru semnarea acordului cadru. Chiar dacă s-a prezentat o singură firmă, tot nu poate fi justificat prețul obținut, care este mult peste cel al pieței. Cei responsabili cu atribuirea acestui contract fie sunt în concediu, fie nu dau detalii direct presei și se refugiază după biroul de presă. Iar biroul de presă tace, în ciuda telefoanelor și întrebărilor pe care le-am adresat. Faptul că o companie de stat de importanța pe care o are Transgaz își permite să semneze contracte ca și cum ar fi un privat nesăbuit, nu este o noutate. În octombrie 2011, Consiliul Concurenței anunța că la sesizarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a demarat o anchetă cu privire la trucarea licitațiilor organizate în perioada 2009-2011. De altfel, unul dintre foștii directori de la Transgaz, Florin Muntean, a făcut afaceri în interes personal din poziția de director al companiei de stat. Afacerile au constat în contracte semnate între societatea de stat și o firmă privată, Condmag, SRL-ul la care Muntean declara că deține acțiuni. Spre exemplu, în decurs de numai 7 luni, din octombrie 2009 până în aprilie 2010, Condmag a primit contracte de 25 de milioane de euro de la Transgaz pentru reabilitarea unor conducte de transport gaze. Așadar, Transgazul, societatea ce ne arde la facturi, cheltuie o sumă impresionantă pentru apă, apă plată. Avem însă un subiect împărțit în două bucăți, dacă putem spune așa. Este vorba despre Agenția Națională de Integritate și CSM. După cum bine știți, săptămânile trecute, atât noi cât și alte instituții de presă, dar și societatea civilă, au protestat față de întocmirea unui ghid ce ar fi urmat să interzică accesul jurnaliștilor la dosarele aflate în instanțe. Mai mult decât atât, mâine se va face o astfel de întâlnire informală, dacă se poate spune așa, la care au fost invitați din nou doar o parte dintre jurnaliști. Din nou societatea civilă s-a autosesizat și mâine probabil vor fi acolo mulțime de jurnaliști și reprezentanți ai ONG-urilor care activează în jurul mass media. În CSM se află însă și o persoană extrem de importantă și extrem de mediatizată în ultima perioadă. Este vorba despre fosta propunere pentru fotoliul de ministru, pentru portofoliul de ministru al educației, doamna Corina Dumitrescu. Atunci când dânsa a fost aleasă în CSM, a fost aleasă din partea societății civile, cu susținerea PSD și cu susținerea tacită, dar cu un număr foarte mare de voturi, a PDL. Imediat după ajungerea dânsei în acel post, s-a ridicat problema incompatibilității dânsei, din moment ce era și membru CSM și rector al Universității Creștine Dimitrie Cantemir. Deși chiar CSM-ul s-a cerut Agenției Naționale de Integritate un răspuns și să se pronunțe cu privire la această posibilă situație de incompatibilitate, nici în zi de astăzi, se pare, nu avem un astfel de răspuns și nu se știe dacă doamna Dumitrean este incompatibilă sau nu. Corina Dumitrescu, distinsa doamnă rectora Universității Creștine Dimitrie Cantemir și fostă propunere pentru fotoliul de ministru al educației, este și membru al Consiliului Superior al Magistraturii. A ajuns în CSM din postura de reprezentant al societății civile, cu sprijinul fățiș al PSD și tacit al PDL.
în special al doamnei Elena Udrea, la acea vreme cadru didactic în cadrul universității private pe care doamna Dumitrescu o păstorește. Imediat după numirea în Consiliul Superior al Magistraturii, s-a pus pe tapet problema posibilei situații de incompatibilitate în care aceasta s-ar afla. Ba mai mult, Horațiu Dumbravă, la acel moment președinte al CSM, a solicitat Agenției Naționale de Integritate să se pronunțe asupra acestei situații. A existat și un comunicat oficial emis de CSM care spune așa: integritatea tuturor celor care ocupă demnități și funcții publice are la bază un set de principii riguroase și temeinice, care, pe de o parte, au fost preluate ca atare în legislația românească și, pe de altă parte, ele trebuie să-și găsească aplicare în practica exercitării acestor demnități și funcții publice pentru a da consistență onestității, corectitudinii și bunei credințe în activitatea autorităților și instituțiilor publice. Pentru Consiliul Superior al Magistraturii, integritatea celor ce compun această autoritate publică este un fapt asumat încă de la preluarea noului mandat la începutul anului 2011. CSM, prin fiecare membru component al său, are datoria legală și morală de a respecta acest set de principii, care fundamentează integritatea în exercitarea demnității publice, inclusiv din perspectiva posibilelor incompatibilități în care s-ar putea afla membrii săi. Doamna Corina Dumitrescu, membru CSM, a solicitat plenului CSM să se pronunțe cu privire la starea de compatibilitate a exercitării demnității publice de membru al CSM din partea societății civile cu calitatea domniei sale de rector al Universității Creștine Dimitrie Cantemir. Reglementările legale cu privire la acest tip de incompatibilitate conferă Agenției Naționale de Integritate competența de a clarifica tranșant situația de presupusă stare de incompatibilitate în care s-ar afla doamna Corina Dumitrescu, sens în care plenul CSM s-a pronunțat prin hotărârea numărul 447 bis din 12 iulie 2011. Pentru a respecta principiile ce stau la baza exercitării integre a demnității publice și funcției publice pe care doamna Corina Dumitrescu le îndeplinește cumulat, la data de 25 iulie 2011, președintele CSM, judecător Horațiu Dumbravă, a solicitat Agenției Naționale de Integritate luarea măsurilor legale ce se impun în această situație. Clarificarea fără echivoc de către instituția abilitată a acestei situații va elimina orice posibilă controversă pe această temă, urmând ca soluția ce se va pronunța de către ANI să fie pusă în executare de către Senatul României. Autoritatea care a numit-o pe doamna Corina Dumitrescu în calitate de membru al CSM din partea societății civile, iar Consiliul Superior al Magistraturii va lua act de hotărârea Senatului României. Se arată în comunicat. La mai bine de un an distanță, încă nu există un rezultat ori o decizie a ANI în privința acestei situații. Contactată telefonic, purtătorul de cuvânt al ANI, doamna Luana Moilat, ne-a declarat că rugămintea mea este, dacă puteți, bună adresă de e-mail, transmiteți-mi exact cum ați spus și ce informații vă interesează și noi o să vă facem un răspuns la acest e-mail. În acest moment, avem informațiile necesare să vă dau răspuns la întrebare. Dacă doriți să primiți un răspuns, o să vă dau adresa de e-mail și noi, în general, încercăm să răspundem cât de repede posibil la toate solicitările care ne vin. Una din posibilele explicații ale lipsei vreunui răspuns ori al luării de poziție din partea ANI o găsim chiar la vârful instituției. Noul șef al Agenției Naționale de Integritate, Horia Georgescu, este absolvent al Universității Creștine Dimitrie Cantemir, secția Relații Economice Internaționale, așa cum reiese din profilul acestuia de pe site-ul de socializare Facebook. Potrivit mass media, acesta ar fi absolvit însă cursurile Facultății Hyperion, alte instituție de învățământ privată, și și-ar fi susținut doar examenul de licență la Universitatea Dimitrie Cantemir. Șeful ANI, Horia Georgescu, este fiul colonelului Marian Georgescu, fostul șef al penitenciarului Codlea. Marian Georgescu este în prezent jurist și președinte al Consiliului de Administrație al Universității Creștine Dimitrie Cantemir, centrul academic din Brașov, fiind în același timp și fondator al acestei instituții. Potrivit presei locale din Brașov, respectiv Brașov News, Marian Georgescu ar fi activat în cadrul serviciilor de securitate înainte de 1989, după care a intrat în sistemul de administrare al penitenciarelor. Am încercat să luăm o poziție și din partea șefului ANI, domnul Horia Georgescu, dar acesta a răspuns doar câtorva întrebări, după care ne-a rugat să trimitem orice altă întrebare pe e-mail, urmând să primim răspunsul în baza și termenul legii. De asemenea, ne-a amintit, în modul cel mai respectuos, că riscăm să fim acționați în instanță și că domnia sa a mai câștigat procese cu jurnaliștii. Am văzut conform CV-ului că ați absolvit Universitatea Dimitrie Cantemir. Da, este corect? Da. În raport era o informație pe internet, pentru că ați absolvit de fapt Hyperion și ați susținut doar la Dimitrie Cantemir lucrarea de licență. Pe mine este tot bună. Mă prima diplomă a absolvit facultatea și am luat diplomă la asta. Am înțeles. A existat în anul trecut, chiar din partea CSM, din partea președintelui de atunci al CSM,
și întrebările și am observat că refuzați să răspundeți telefonul. Nu, nu refuz. Eu îți răspund. Nu îți spun că ați refuzat să răspund. Sunt întrebările la care nu răspund. Așadar, stimați telespectatori, o să-mi cer scuze pentru tremurul din voce și pentru emoții, dar mă aflu în fața unui probabil și posibil proces pe care cu siguranță îl voi pierde, după cum mi-a spus domnul Georgescu. Se pare că în România, în 2012, nu mai poți întreba de ce pe șeful unei instituții publice, de ce nu s-a pronunțat la mai bine de 10 luni distanță de când a fost sesizată instituția de către CSM. Mai apoi, domnul Georgescu nu poate fi întrebat despre studiile absolvite. Și nu e bine nici să întrebăm dacă între părintele, tatăl, dânsuia, domnul Marian Georgescu și doamna Corina Dumitrescu, ambii șefi ai două dintre filialele Dimitrie Cantemir, este vreo legătură sau nu. Se pare că presa ar trebui să stea cu minte și să ne vedem de treabă și să nu ne punem noi probleme atât de mari despre persoane atât de importante. În continuare, ANI ne va da pe bandă rulantă decizii privind incompatibilitatea ori încălcarea obligativității de a completa declarații de avere pentru Temir ce consilier de pe la Adunații Copăceni ori de prin vreun sat uitat de lume. Prin telefon îl avem în seara aceasta pe domnul Horatius Dumbravă, membru CSM și fost președinte al acestei instituții. Vă salut! Bună seara! Domnule Dumbravă, spuneți-mi, dumneavoastră sunteți cel care a sesizat CSM-ul, care a sesizat ANI și ați cerut, erați președinte la acel moment. Ați primit până la acest moment un răspuns? Nu, după câte știu, Agenția Națională de Integritate nu a răspuns până în acest moment. Într-adevăr, la mijlocul lunii iulie 2011 am sesizat Agenția Națională de Integritate ca fiind, sigur, instituția care se ocupă de incompatibilități, să se pronunțe sau să cerceteze și să se pronunțe asupra unei posibile stări de incompatibilități între calitatea de rector a doamnei profesor Corina Dumitrescu și calitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Acesta a fost conținutul sesizării. Din cunoștințele noastre, în cazul altor sesizări, a durat atât de mult timp sau e posibil să dureze mai bine de 10 luni, sunt totuși de când ați făcut? Sincer, nu știu. Eu nu cunosc care este mersul unor astfel de cercetări, însă cred că totuși timpul a fost suficient pentru a răspunde. Probabil că au mai multe lucrări pe rol, nu pot să-mi dau seama de ce nu a răspuns Agenția Națională de Integritate, fie că există incompatibilitate, fie că nu. Aceasta cu atât mai mult cu cât, cum să spun, doamna rector s-a adresat plenului Consiliului Superior al Magistraturii în ideea în care plenul Consiliului să se pronunțe dacă există incompatibilitate. Sigur că nu plenul e competent a se pronunța asupra compatibilității sau incompatibilității, ci Agenția Națională de Integritate. Deci cu atât mai mult cu cât era chiar în interesul, cel puțin aparent, al doamnei Dumitrescu să se pronunțe. Și în cazul în care ANI, să spunem, nu va da o soluție. Domnul Georgescu, președintele ANI, este plecat din țară. Când se va întoarce, va avea probleme cu jurnaliștii pe care îi va acționa în judecată. În cazul în care nu va fi dat o soluție, timp de un an, doi, trei, ce se va întâmpla? Sincer să vă spun, nu cred că nu se poate da un răspuns. Orice instituție trebuie să răspundă la oricare petent, nu numai Consiliul Superior al Magistraturii. Agenția Națională de Integritate este datoare să răspundă acestei solicitări a Consiliului. Repet, indiferent că va constata compatibilitatea sau incompatibilitatea, e vorba totuși de o persoană cu expunere publică foarte mare. Doamna profesor e cunoscută în rândul universitarilor, are și o calitate publică de membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Eu sunt convins că totuși agenția va răspunde într-un fel sau altul. Să sperăm totuși că într-un termen rezonabil va exista și un răspuns. Domnule Dumbravă, aș vrea să vă mai întreb câteva aspecte legate de acel ghid care a fost dezbătut în ședința de acum o săptămână la CSM. În forma în care acesta a fost prezentat, scopul este declarat al lui este de a proteja și consolida imaginea justiției.
Considerați că imaginea justiției primează interesului public? Aici să știți că au fost foarte multe discuții. Eu, în primul rând, doresc să mulțumesc tuturor jurnaliștilor care au fost foarte activi în raport cu ghidul. E important și pentru justiție, pentru că ați subliniat foarte bine. Trebuie să găsim un echilibru just între drepturile și libertățile oamenilor, cetățenilor, dreptul la viața privată, dar în același timp și interesul public, pentru că sunt sigur dosare cu mare expunere mediatică și e și normal, care se bucură de atenția publicului. Datorită acestui interes, iată că am primit foarte multe observații. Mâine comisia care se ocupă de construcția acestui ghid va discuta toate observațiile, iar vineri plenul CSM se va pronunța asupra acestui ghid. Ce vă pot spune este că am avut o primă discuție săptămâna trecută cu presa, dacă nu mă înșel, miercuri trecută, la Institutul Național al Magistraturii. Am primit observații și de la societatea civilă în scris. Deci, cum să spun, toată lumea a fost foarte activă, ceea ce pe mine mă face încrezător. Veți participa la întâlnirea de mâine? Și ați fost invitat sau nu la ea? Nu, am fost invitat la ora 10. După cât am înțeles, există și o întâlnire cu presa la ora 13, la care sigur că vom participa colegii Consiliului Superior al Magistraturii. Vă mulțumesc mult pentru intervenție, domnul Dumbravă. O seară bună. O să trecem la ultimul subiect din această seară, rubrica deja obișnuită a dosarelor de cadre. Avem un personaj care a fost foarte mediatizat în ultima perioadă, în urmă cu câțiva ani, un tânăr rebel care și-a dorit să lupte împotriva sistemului, iar acum face parte din el, din postura de consilier de stat. Se numește Remus Cernea. Este șef al Partidului Verzilor Democrat Agrarieni. Are plete și merge la serviciu în blugi. Pentru că, mai nou, are serviciu. După ce s-a dat pe la televizor și prin presă, din postura de candidat la orice funcție scoasă pentru alegeri, de la deputăție și până la președinție, Cernea a bătut palma cu USL și a devenit consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al premierului Victor Ponta. Cândva critica sistemul. Acum este parte din el și probabil își va face autocritica. Formațiunea pe care o conduce are semnat un protocol, prin care mai mulți membri verzi vor primi posturi în administrația USL. Deocamdată a primit doar el. Și pentru Parlament, Verzii Democrata Agralieni vor candida alături de USL. Momentan știe sigur că el va candida, restul candidaturilor nefiind încă stabilite. Din noul post de consilier de stat se va ocupa de problemele de mediu. Nu a primit încă mașină de serviciu, dar știe că sunt câteva mașini la birou pe care le poate folosi dacă are nevoie să se deplaseze pe undeva în interes de serviciu. Încă nu știe ce salariu va avea, pentru că nu-l interesează salariul. El vrea să schimbe sistemul din interior. Despre ce face, ce vrea și ce planuri are, am discutat chiar cu domnia sa. Ați fost unul dintre cei care au criticat sistemul, ca să spun așa. Ați fost dintre cei care sistemul în totalitate. Cum se explică această acceptare de a face parte din sistem? Între noastră și puști.
principiu democratic sau sunteți oricum implicat direct? Eu văd pe drepturile omului. Și cred că drepturile fiecare persoane trebuie recunoscute. Dar nu faceți parte dintr-o asemenea minoritate ca să ziceți că poate ne asta este mai puțin important, dar nu foarte important, într-adevăr. Nu, adică să dacă mă întrebați ce tip de relație am, nu să vă spun, n-am nicio problemă, că sunt o persoană heterosexuală. Dar nu este problemă, adică... Nu este dat, vreau să am respectat asta, că o să spun pe principii și nu în baza convingerilor personale, orientărilor personale. În baza convingerilor personale. Nu, dar nu contează orientarea mea sexuală, pentru că eu sunt un reparator al drepturilor omului. Un exemplu, adică mă interesează numeroase aspecte ale drepturilor omului. Inclusiv acestea, care privește drepturile minorităților sexuale. Și știți bine câte prejudecăți și câte agresivitate întâlnim de multe ori, chiar în societatea românească, împotriva acestor persoane. Sunt acest nume, mișcarea drepturilor democrați pe agrarieni și trebuie rămuscerea cu agricultura sau cu... Fără, pentru că mediul privește și agricultura, în România și mediul rural în general. În România de aproape 50%, de aproape 25% dintre cetățenii români, cresc în mediul rural. Iar partidul nostru, care este preocupat de teme de mediu, nu poate să ignore de aproape jumătate din locuitorul acestui țări. De aceea ne asumăm și teme care privesc agricultura, agricultura verde, problemele fermierilor, relația cu mediul natural în zonele rurale și așa mai departe. Așadar, este o asociere firească și cred că atitudine în Europa, să știți că există un interes foarte mare în ecologiștilor pentru agricultura, fără în care e făcută agricultura și fără în care trăiesc și oamenii care locuiesc în zonele rurale. Așadar, ne cerem scuze pentru calitatea destul de slabă a sunetului. Se pare că gândurile bune ale unora ne-au afectat puțin și aparatura. Așa cum i-am promis și domnului Cernea, interviul în întregimea lui și discuția avută cu dânsul va fi postată pe site, unde cu siguranță calitatea va fi mult mai bună. După cum ați văzut, se pare că e bine să protestezi împotriva sistemului, dar poate fi și mai bine în momentul în care sistemul te mănâncă și te integrează frumos într-un post bine plătit. Ne vom opri cu subiectele în seara aceasta aici. O să încheiem într-o notă mai optimistă, într-o notă în care ne așteptăm cu câteva procese. În cazul în care domnul Georgescu vrea să știe unde să trimită citația, să știe, suntem pe calea victoriei la numele 21-23. Așteptăm cu maxim interes. Așteptăm și mâine ce se va întâmpla, să vedem ce se va întâmpla la CSM, unde se va pune în dezbatere acel ghid. Și mâine seară ne vom vedea cu noi subiecte pe urmele banilor la 7:30 la Nașu TV. Sunt Alexandru Chistorian, o seară bună!